Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior și vă propun să discutăm astăzi despre cazul femei ucise de câini aparent fără stăpân în apropiere de lacul Mori din București. Vedem cum instituțiile statului își pasează responsabilitatea de la una la alta. Între timp, o coaliție de ONG-uri pentru protecția animalelor prezintă condoleanțe familiei îndoliate și cere autorităților să schimbe urgent metoda de gestionare a câinilor. Invitata noastră este reprezentanta acestei coaliții, Alina Florescu. Bun găsit și mulțumesc pentru prezență. Bun găsit și noi mulțumim mult pentru invitație. Este Ce foarte important să acoperim subiectul. Sigur, ce vă spune acest caz, lacul Mori? Ne spune că era ceva previzibil. Lăsând la o parte toate documentele care s-au prezentat deja și se vedea că e o problemă acolo, este previzibil pentru că metoda de gestionare pe care noi o folosim în România de 20 de ani conduce aici. Noi înmulțim câini care scapă de sub control. Noi nu educăm populația, iar câinilor scapă de sub control. Atâta timp cât nu vom avea soluția integrată propusă la nivel mondial și dovedită la nivel mondial, care înseamnă sterilizare masivă gratuită și deținere responsabilă, ne vom lovi de astfel de cazuri. Nu le cunoaștem pe toate, asta este doar făcut public. A mai fost unul chiar săptămâna trecută unde persoana nu a decedat, dar a fost în stare gravă. Important este să definim problema în acest caz, care nu este clară. Nu se știe până la momentul ăsta cu exactitate dacă au fost câini cu stăpân sau fără. Se vehiculează că ar fi câini cu stăpân, pentru că oamenii care locuiesc în zonă spun că model acolo, da, sunt câini, dar nu sunt neapărat haite mari, de care să te temi, cât sunt câini cu stăpân care umblă liber. Chiar ieri, în timp ce ASPA căuta câinii la lacul Mori, doi câini din rasa Kangaroo, o rasă de luptă foarte mare, au fost găsiți liberi foarte aproape de zona respectivă, în zona Orhidea. Deci, oamenii care stau în zonă confirmă faptul că acolo circulă câini liberi cu stăpân, care sunt și din rase agresive. Este clar că cine are un câine de luptă sau într-o rasă cu potențial agresiv și lasă liber pe stradă, este clar că nu știe să aibă grijă de el și este clar că acel câine este de fapt un pericol pentru oameni și animale. Un câine din astfel de categorie trebuie să fie dresat corespunzător, trebuie să știi cum să ai grijă de un astfel de câine, de aia nu e bine să ajungă la toată lumea. A cui Iar este acum. responsabilitatea în acest gen de cazuri? Sigur, fără a încerca să arătăm noi cu degetul o instituție anume. E o responsabilitate împărțită? E doar o instituție care ar trebui să gestioneze această chestiune? Este cu siguranță vina întregului sistem. Da, toate instituțiile care au legătură cu gestionarea câinilor sunt vinovate. Și încep cu ANSVSA, care este responsabilă de gestionarea câinilor din România. MAI, primăriile, ASPA, toate instituțiile și toată societatea civilă care a observat că avem o problemă de 30 de ani cu câinii și nu s-a poziționat favorabil singurei soluție care funcționează, atunci consider că toți avem o mică parte din vină. Știm că avem problema asta, cu toate astea, nimeni nu militează pentru sterilizare gratuită, refuzând să vadă că suntem într-un cerc vicios și că noi înmulțim câinii și suntem aici, deci nu avem cum să avem parte de alt rezultat. Dar aș vrea să lămurim o chestie la începutul acestei discuții, ca să fie foarte clar, pentru că la o privire cu ochiul liber se vede că în ultimii ani câinii maidanezi au cam dispărut din foarte multe cartiere ale capitalei. Care e situația? Mai sunt câini fără stăpân și unde sunt? Câinii fără stăpân din România nu au dispărut niciodată. Ei au fost ridicați și omorâți în mod violent din centrele orașului, încă periferiile sunt pline, iar câmpurile sunt pline, pădurile sunt pline, satele sunt pline. Hingherii din România capturează pe bandă rulantă din sate, da? Deci în orașe noi mai vedem, se mai duc pe la periferii, dar cumva grosul vine de la sate. Vreau doar să vă spun o cifră oficială. În anul 2020, 20% dintre câinii eutanasiați în România au fost eutanasiați de aceeași entitate. Tot în anul 2020, pentru managementul câinilor s-au cheltuit 36 de milioane de euro.
Suntem într-un cerc vicios care este foarte vizibil greșit. Noi, practic, ce facem? Noi plantăm câini și așteptăm să se facă să-i culegem. Asta fac autoritățile prin metoda de gestionare. Atâta timp cât ei ne pun piedici, inclusiv, deci numai că nu susțin campaniile de sterilizare și de conștientizare, dar noi ne lovim de piedici. Vă spun din experiență, m-am lovit eu și toți colegii mei de rezistență, nu ne lasă să facem campanii de sterilizare gratuită. Noi venim cu tot, pur și simplu avem nevoie de un loc de la ei și de acceptul să facem o astfel de acțiune într-un sat. Și ce să vă spun, anul trecut din 4 încercări am reușit să merg doar într-un sat, pentru că în celălalt nu m-au primit. Și la mine e un caz minor, dar am colegi care se luptă de ani de zile cu această opunere. Deci e clar că suntem și blocați de a ne face treaba și pur și simplu întreținem înmulțirea câinilor și refuzăm să responsabilizăm proprietarii. Sterilizarea este obligatorie în România, însă 15% din câinii înregistrați în REX, care nu sunt toți din România, REX sunt înregistrați foarte puțin, vă dați seama, niciun câine de la țară nu e înregistrat în REX. Sau... Ei, și din cei care sunt deja în Registrul Național de Centralizare al Câinilor, acolo doar 15% sunt sterilizați. Deci, în orice punct privești problema asta, ajungi fix în același loc, unde trebuie să urmăm recomandările dovedite eficiente. Da? Organizația Mondială a Sănătății a arătat din anul 1988 că sterilizarea este ineficientă, este scumpă și are impact social. Anul ăsta sau anul viitor, România va trebui să prezinte în fața Națiunilor Unite ce face pentru a preveni impactul asupra animalelor, asupra copiilor. S-au făcut niște studii pe tema asta și va trebui fiecare țară să prezinte cum gestionează violența împotriva animalelor. Capturările făcute de oameni necalificați, pentru că nici măcar în lege nu se cere ca acești invieți să fie calificați, creează foarte multe scene de violență în stradă și mare impact asupra tuturor. Trebuie de gândit sistemul de la zero. Noi tot timpul ăsta, coaliția ONG a trimis documente de susținere, documente teoretice, studii de caz, rapoarte, bune practici. Am trimis tot ce se poate. Am construit chiar și soluția integrată. Ne lovim tot timpul de răspunsul ce facem cu câinii. Noi am propus soluție integrată. Noi, practic, ce facem? Noi propunem așa, hai să capturăm toți câinii, ne mobilizăm toată țara, apelăm la și alte forțe, de la MAI, de la voluntari, dar pur și simplu ne mobilizăm și facem o campanie de sterilizare masivă. Dacă noi nu prindem 2-3 cicluri în care se fac pui la câini, o să ducem problema asta la nesfârșit. Este foarte important să facem o acțiune masivă prin care noi să prindem aceste cicluri de pui. Un câine, într-un an, face în scenariu moderat 16 pui. De obicei face mai mulți, dar asta este un scenariu moderat. Până la finalul acelui an, acești 16 pui vor face și ei cel puțin o dată încă 8 pui. Și așa calculul crește în continuu și de asta este ceva scăpat de sub control, pentru că noi nu intervenim la cauză, lucrăm doar la efect. Mi s-a spus acum la ultima dezbatere, deci ne-am luptat foarte mult pentru proiectul ăsta la sfârșitul anului și a fost respins în timp ce se crea proiectul cu hingeri privați, unde avem precedent, am trimis din un comunicatul de presă să vedeți despre ce e vorba. Ni s-a spus în cadrul ședinței de administrație de la Comisia Publică că adăposturile, sterilizările și, în general, problema câinilor fără stăpâni este problema noastră, ONG-urilor, și că nu trebuie să deranjăm statul cu asta. Lucru care este Mi foarte... Mi s-a spus de către cine? Era un invitat la dezbatere, posibil să fi fost, există înregistrarea live, posibil să fi fost membru al comisiei sau fost primar, dar cert este că întreaga comisie a aprobat din cap și, da, asta este un nou discurs pe care, sub nicio formă, nu vom putea accepta că este problema noastră. Nu, noi doar ajutăm statul și noi doar nu putem sta indiferenți la ceea ce se întâmplă, pentru că are un impact prea mare asupra noastră și asupra societății. Exact, adică discutăm evident despre protejarea, despre protecția animalelor, dar discutăm de asemenea și despre protecția oamenilor, pentru că de la asta porniserăm de fapt discuția, de la acea tragedie de lângă lacul Mori, unde o femeie a fost omorâtă, mușcată de mai mulți câini. Cele două chestiuni se leagă, nu? Adică și spuneați mai devreme și în comunicatul de presă că vă doriți și că cereți de fapt urgent schimbarea metodei de gestionare a acestei probleme legate de câinii fără stăpân. Dar cum e gestionată acum? Ca să înțelegem mai clar.
Metoda de gestionare pe care România o folosește de la cazul Ionuț până în prezent este eutanasiere după 14 zile în adăpost a câinilor sănătoși. Deci, pur Deci și un simplu... câine este ridicat de pe stradă, un câine fără stăpân, e dus într-un adăpost, acolo e ținut 2 săptămâni, nu? Și în acest timp ce Da. se întâmplă? În acest timp, teoretic, se oferă posibilitatea proprietarului de a revendica în cazul în care este pierdut. Sau Sau, de a fi adoptat, nu? da, de a fi adoptat în cazul, dar rămâne foarte puțin timp pentru adopție, pentru că la început nu îl poți adopta, pentru că teoretic trebuie rezervat proprietarului. Da, după 14 zile se eutanasiază. Aș vrea să menționez că nu în toată România se eutanasiază și avem multe cazuri de bună practică unde ONG-urile fac foarte multe eforturi de ani de zile, au avut acces la autorități, au fost deschise și rezultatele se văd. Dar metoda asta de gestionare este interzisă prin eutanasiere exclusiv. O metodă de gestionare trebuie să includă o combinație de măsuri adaptate la o dinamică locală. Adică ce înseamnă? Poate la țară putem să eliberăm câinii de talie mică și pe cei bătrâni, că pur și simplu nu deranjează pe nimeni și nu reprezintă un pericol. În București și în orașe, da, noi putem elibera sau adapta aceleași măsuri pe care pur și simplu trebuie gândit în funcție de zonă, pentru că suntem ONG-uri în fiecare zonă și știm care sunt problemele. Pe când la noi se folosește de 10 ani, se împlinesc anul ăsta, o singură metodă, aceasta de a eutanasia. Acum au început să acuze ASPA că face campanii de adopție. Legea pentru gestionarea animalelor spune că ei sunt obligați să facă asta. Faptul că ASPA n-a fost în legalitate până acum și că acum face niște campanii de adopție înseamnă doar că a intrat în legalitate. Nu înseamnă că s-a abătut de la scopul ei principal. Metoda de gestionare trebuie schimbată cu cea care este recomandată și care a funcționat peste tot, adică sterilizare masivă, cum spuneam, niște campanii, o mobilizare mai mare la început ca să prindem aceste câteva cicluri care înseamnă niște milioane de pui, iar apoi să continuăm cu sterilizarea subvenționată de la stat. Cred că ați văzut comunicatul de presă recent din partea PETA și FNDPA, unde s-a arătat că de când s-a implementat metoda asta de gestionare prin eutanasiere, s-au cheltuit 750 de milioane de euro în ultimii 20 de ani, pentru că înainte de Ionuț nu era foarte clară treaba, dar se putea eutanasia și atunci. Am impresia că nu după 14 zile, dar se putea eutanasia. Deci în România se eutanasia cam tot timpul. Noi avem experiența și cu și fără. Asta e sustant acum, că noi, deși vedem că se eutanasiază de atâția ani și problema există, nu discutăm despre schimbarea metodei de gestionare. Și acestea sunt rezultate. Deci tragedia este doar rezultatul, pentru că noi prin sterilizare și deținere responsabilă venim la pachet cu niște campanii foarte strong de conștientizare și educație și de aplicarea legilor. Și atunci toate lucrurile astea combinate nu au cum să nu genereze un efect, pentru că matematic vorbim. Da, spunea ieri doamna de la ASPA că au capturat 60 de câini într-o săptămână. Noi sterilizăm cu 2 medici 60 de câini într-o zi. Sau 3 medici. Adică e vorba de eficiență, e vorba că nu se vrea. Și e vorba și că această comunitate și activitatea de protecție animalelor a fost de mult etichetată ca fiind ceva exagerat și nu foarte serios. Și de asta nu, lumea nu ne susține demersurile, se ferește de noi să se implice în ce facem, să susțină foarte mult. Dar în mod real este o problemă a societății. Dar sunt foarte mulți bani publici care merg aici. Oamenii care chinuie animale recidivează în societate și au foarte multe infracțiuni. Nu ne ascultă nimeni nici să cerem registrul cu oameni periculoși. Nu ne ascultă nimeni nici că acești câini au foarte multe nevoi care trebuie luate în calcul, pentru că altfel ei nu au cum să reacționeze altfel. Toți câinii din România de pe stradă, cred că n-am întâlnit câine pe care să luăm de pe stradă și să nu fie un pic speriat, să nu fie un pic traumatizat, să aibă o frică de... Noi infometăm, apoi ne mirăm când ne atacă. Iarăși nu există educație la cum trebuie să ne comportăm, despre cum trebuie să ne comportăm cu câinii. Vezi că dacă este un câine pe stradă, de orice tare, dacă se îndreaptă către un om, chiar și dacă este în lesă câinele, oamenii sar, se sperie, s-a demonizat foarte mult imaginea câinelui, când câinele este de fapt cel mai bun prieten al omului. Câinele este folosit în terapie, este folosit în justiție, este folosit în medicină, în poliție. Nu putem să negăm ceea ce este câinele și să-l transformăm într-un monstru doar pentru că oamenii nu sunt responsabili și pentru că au creat aceste situații și pentru că nu știm câinii în curți, pentru că bat câinii de pe stradă și pentru că se ajunge în situații în care este imposibil să punem degetul pe vinovat,
că nu știm, au fost câini cu stăpână, au fost fără, e responsabilitatea poliției, ea ne se vesea, nu mai știm. Dar toate astea se sung asupra câinilor și pleacă din același punct. Bun, Cât timp... revin un pic la propunerile, de fapt, pe care le-ați făcut un pic mai devreme, între care și aceea de a fi câinii aceștia sterilizați în masă, da? Bun, și mai departe, ce să se întâmple? Pentru că în clipa de față, așa cum spuneați, după ce sunt capturați câinii de pe stradă, sunt ținuți 2 săptămâni în adăposturile primăriei, după care eutanasiați. Vă doriți să dispară această etapă de eutanasiere? Da, ce am propus noi acum în toamnă și am lucrat multe luni pe proiectul ăsta a fost fix modificarea acestui amendament care scotea partea de 14 zile și se continua cu sterilizarea. Dar aici nu e o problemă de infrastructură? Unde ții atâția câini? Nu. Noi am gândit-o și pe asta. Vă garantez că avem soluții pentru orice problemă ar apărea și da, asta a fost și comentariul de care ne-am lovit. Ce facem cu câinii? Cu câinii facem lucrul următor. Îi facem programul național de rețeaua foster și nu construim adăposturi noi, pentru că adăposturile sunt locuri de tranziție și oricum ar fi ele sunt niște lagăre și avem suficiente. Ele sunt investiții pe termen lung și de personal și fizice și de material, nu contează, nu avem nevoie de adăposturi noi. Avem în suficiente face... la nivel de instituții ale statului sau vă referiți și la asociații? Că și aici e o problemă. Că... Nu. Toate care există, private și publice, sunt câte sunt. Nu există un adăpost ok cu adevărat. Dar în schimb există rețelele alternative de cazare. Pentru că vorbim de câini și nu de cai sau de vaci sau de animale care au nevoi de cazare mult mai complexe decât câinii, putem apela la foarte, foarte multe soluții unde să cazăm acești câini. Bugetele pe care... De exemplu? De exemplu, este un proiect pilot implementat deja de protecția animalelor de la Consiliul Județean Ilfov. Parteneriate între persoane private și juridice și instituții de stat. CJ Ilfov, protecția animalelor, de când s-a înființat de un an, a organizat pe unde are instituții în subordine, la ei în curte, la ei în birouri, mici adăposturi, mici locuri. Pur și simplu au luat câini acolo. Dacă sunt curte, au organizat în mic țarc. Dacă au avut spații interioare disponibile, au luat înăuntru. Și uite, așa au plasat nu știu câte zeci de animale prin tot Bucureștiul. Pe principiu 50-20, cum a fost la Ucraina, putem face chestia asta contra cost și voluntar cu oamenii. Vor fi oameni care vor vrea contra cost, vor fi oameni care vor vrea voluntar. Facem o platformă prin care maximizăm cât mai mult posibilitatea de a verifica și de a omite orice situație neplăcute pot apărea și putem folosi, deci pe lângă instituțiile statului, cum povesteam la CJ Ilfov, mai sunt penitenciarele unde putem desfășura direct programe de terapie, da? Se desfășoară și în București, se desfășoară și la Satu Mare, iarăși la Jilava sunt cazați câteva zeci de câini, câteva zeci acolo, câteva zeci acolo, câteva zeci acolo, doi la un om, doi la un om, cum să zic, se fac fix numărul de locuri dintr-un adăpost, fără ca noi să mai construim dita mai adăpostul, să mai sifonăm bani publici, să tragem nu știu câți ani de el, să omorim câini acolo. Deci, soluții de cazare sunt. Dacă treaba asta se face pe bani, vedeți o problemă? Adică se poate ajunge la un business? Nu. Am și propus să se facă contra cost o parte din ea. Adică nu poți să le ceri oamenilor privați așa, brusc, luați câini și ajutați-ne să rezolvăm problema statului. Nu, am propus să se facă și contra cost, dar în anumite condiții. Bineînțeles, astfel încât să evităm faptul să posibilitatea ca aceasta să devină o afacere sau ca mai mult câinii să fie ținuți în condiții rele. Deci ne putem lua niște, oamenii vor semna niște contracte, ne putem lua niște măsuri și ne vom lua pentru că interesul nostru principal ca acești câini să fie bine. Discutăm cu Alina Florescu, reprezentanta Coaliției ONG pentru Protecția Animalelor și am pornit discuția de la cazul de lângă Lacul Mori, unde o femeie a fost ucisă recent de mai mulți câini, aparent fără stăpân. Încă nu sunt foarte multe răspunsuri la întrebările din această anchetă. Aș vrea să vă întreb, câți câini estimați că mai sunt acum fără stăpân în capitală? Și ne împrejurim la periferie. Există estimări? Nu există niciun recensământ, nici măcar al câinilor cu stăpân. Deci cu atât mai puțin putem oferi cifre relevante pentru cei fără stăpân. În principiu sunt haite care se ascund. Deci câinii există, câinii din România există. Faptul că ei nu mai sunt în orașe,
în centrele orașelor și că nu mai este așa vizibil, nu înseamnă că nu există, înseamnă doar că sunt ținuți departe de aceste zone ca să putem continua cu această metodă de gestionare. Dar realitatea din teren este alta. Câmpurile sunt pline, mergeți lângă orice câmp din România, dacă bateți din palme, dacă strigați, vă garantez că vor ieși măcar câțiva câini. La fel în păduri, la fel în zonele astea mai industriale, mai puțin locuite, deci câini sunt peste tot. Ce așteptări aveți de la autorități în acest caz legat de lacul Mori? Vrem să cerem și pe această cale o dezbatere și o discuție și un grup de lucru. Revenim cu această solicitare până când ea va fi luată în seamă. Trebuie să ne punem la masă și trebuie să discutăm. Noi vrem, în primul rând, să înțelegem de ce se eutanasiază și nu se sterilizează. Nu ni s-a oferit niciodată un argument valabil. Noi am venit cu răspunsuri și soluții la absolut orice problemă s-a ridicat, indiferent cât a fost de delicată. Noi însă nu am primit. Sterilizări se fac, dar nu în masă, cum vă doriți dumneavoastră, Nu, să înțeleg. statul nu sterilizează nimic. Nu, nu. Pe câinii Sau. care sunt ridicați de aspa de pe stradă, ce se întâmplă cu ei? Nu sunt sterilizați mai întâi? Înainte de adopție, da. Dacă pleacă acasă, sunt sterilizați înainte, că asta este procedura. Și Adică se câinii. așteaptă mai întâi ca cineva să vină să revendice acel câine și după aia, până să-i dea în proprietate acelei persoane patrupedul respectiv, el este sterilizat, asta spuneți. Da, vorbim despre câini care nu mai ajung pe stradă. Adică de la aspa nu mai ajung pe stradă, ei ajung la oameni. Aspa nu eliberează pe stradă, asta s-a vehiculat Există total. și acest zvon, exact, da, Nu. sunt foarte multe informații false care circulă în această perioadă, informații pe surse neoficiale, date chiar am văzut, am citit date chiar de fostul primar Gabriela Firea, care spunea că există informații neconfirmate, neoficiale, cum că ASPA ridică acești câini după care îi trimite înapoi pe stradă. Nu există. Adică dacă se va găsi un câine cu chip de aspa care e pe stradă, cel mai probabil a fost adoptat și abandonat. Aspa nu-și permite să facă așa ceva, pentru că e obiectul de activitate și aspa a avut un trecut foarte negru, nouă, ne e foarte greu acum să încercăm să susținem un pic aspa, dar realitatea este că în ultimii ani lucrurile s-au schimbat acolo și a început să funcționeze cum ar trebui să funcționeze. E un lucru pe care nu-l putem contesta și trebuie să-l acceptăm și noi și autoritățile. Faptul că ei vor să-i întoarcă în timp, în vremurile în care nu respectau legea, nu cred că se mai poate întoarce acolo, că s-au schimbat niște lucruri, s-a schimbat, nu știu, modul de lucru, nu cred că se mai poate întoarce acolo. Dar nu, câinii de la ASPA nu ajung pe stradă, iar ASPA nu, iarăși ce s-a vehiculat greșit e că ASPA și-a oprit activitatea sau că nu au mai avut locuri. Noi n-am văzut niciodată și noi suntem mereu în legătură sau cu ochii pe toate instituțiile astea, n-am văzut niciodată să zică ASPA în ultimii ani, de când nu mai eutanasiază, adoptați de la noi că nu mai avem locuri și urmează să eutanasiem sau nu mai putem să capturăm. Niciodată n-au zis. N-am văzut asta. Iar de întors pe stradă nu se poate, pentru că probabil că avea foarte mari legi, probleme cu legea. Nu, nu. Că avem atâția câini, atâtea surse pentru câinii de pe stradă, încât să ne gândim că ei vin de la ASPA sau de la ONG-uri, este absolut absurd. Fiecare ONG este creat din dedicație. Noi nu ne dorim să vedem câini pe stradă. Pentru că noi știm că lumea îi bate pe stradă, îi calcă mașinile intenționat. Adică pentru noi nu este o soluție să-i vedem pe stradă. Da, atunci când prin sterilizare va fi nevoie poate să returnăm în teritoriu câțiva, în anumite comunități care nu sunt periculoase și permit, da, pentru că așa s-a practicat în toată lumea, dar în mod real, noi culegem de pe stradă, deci noi nu îi dăm înapoi pe stradă. Noi dacă vedem un câine pe stradă, îl luăm. Nu. Dar Da. aveți această imagine, să recunoaștem, și aici vă rog un comentariu scurt pe final, această imagine de asociații și ați auzit oameni care probabil v-au spus, a, voi sunteți ONG-iști aia care vă preocupați mai mult de soarta câinilor maidanezi decât de cei pe care îi mușcă acești câini. De unde a pornit această imagine pe care o au anumite ONG-uri? Este clasic. De când s-a înființat protecția animalelor, noi pur și simplu ne-am lovit în permanență și vă spun acum de mai mulți ani, de 10, 15, 20 de ani, de ce vă pasă de câini și de copii? Deci, în România nu ai voie să speri de ceva ce vrei tu să speri sau ceva ce crezi care are o problemă,
dacă cineva consideră că altceva e mai important, atunci este greșit să spese de ceva. Da? Eu personal lucrez și în protecția copilului. Dar, da, este... Nu avem voie să ne pese de câini. Dar și acum noi suntem acuzați direct acum că noi suntem de vină, că nu ne pasă de câini. Deci oamenii din România nu au ajuns la acel grad de civilizație care acceptă câinele ca un animal domestic, domesticit de om, folosit în societate cu atâtea beneficii și pur și simplu este demonizat și transformat în ultimul monstru, iar noi acum nici nu cred că vreți să știți că suntem de caluniați. Uitați-vă pe orice thread de comentarii și veți vedea că toată vina pică pe noi. Noi suntem de vină, că noi nici nu știu exact de ce suntem de vină. Că noi îi abandonăm, că noi îi răim, că noi îi ținem, dar cumva a picat mare parte din vină și pe noi. Ne acuză foarte mult că spălăm bani și că de asta suntem aici. E foarte neclară în România responsabilitatea câinilor, care vreau să spun încă o dată foarte clar, este la ANSBSA. Acolo este responsabilitatea. ONG-urile au doar datoria de a spune de la pagile statului, dar nu trebuie să se implice așa în profunzimea problemei. Suntem acuzați că spălăm bani noi, că noi furăm bani și facem chestia asta, iar ca, tot așa, ca, doar ca un exemplu, de exemplu, asociația mea, care este foarte activă de mulți ani, nici măcar nu are un cont bancar activ, lucrează efectiv pe bază de voluntariat. Deci toate aceste acuzații sunt pur și simplu, cred că, frustrarea oamenilor de a arunca, de a găsi un vinovat, fără să încerce să vadă care este problema de fapt. E mai simplu să arăți cu degetul decât să vezi și să analizezi la rece întregul tablou, nu? Tabloul de ansamblu. Consideră că responsabilitatea câinilor este a noastră, deși noi ne-am asumat-o pentru că am vrut și pentru că a fost nevoie, nu pentru că ne-am dorit. Dar modelul ea nu este la noi. Este la ANSVSA, este la MAI, este la prim-ministru, este la președinte, este la primari. Am înțeles. Bun, ne oprim aici cu discuția. Mulțumesc tare mult pentru intervenție. Mulțumim și noi. La revedere. Am discutat cu Alina Florescu, reprezentanta Coaliției de ONG-uri pentru Protecția Animalelor și am pornit discuția de la cazul Lacul Mori. Eu sunt Cosmin Ruscior, până la o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde, luni la 17:30. Numai bine!